Doamne, ne plecăm înaintea Ta în umilință și conștienți că nu este absolut nimic care am putea noi să spunem să schimbe o inimă, cerem prezența Duhului Tău. Dorim ca Tu să vorbești, Tu să schimbi, să transformi și cu toții să Te vedem pe Tine. În numele Lui Iisus. Amin. Ca să vorbim despre redeșteptare, să vorbim despre pregătire pentru a doua venire, trebuie să înțelegem un lucru esențial și anume, redeșteptarea nu începe cu biserica, redeșteptarea începe cu individul, cu persoana. Are sora White în testimonii un paragraf unde spune, așteptăm, de asemenea paragraful este în devoționalul care zice, vei primi putere, zice, dacă așteptați ca biserica se trezească, nu se va întâmpla niciodată ca întreaga biserică, toți 100% se trezească. Și spune, redeșteptarea începe cu tine. Biserica nu este clădirea, nici instituția, biserica este poporul, este lumea. Adică dumneavoastră și cu mine. Și vreau să vă întreb, e posibil să te schimbi? Este posibil să crești? E bine să te botezi, da sau nu? Sigur, fără îndoială. Dar e suficient? Nu, e ca și cum ai avea un copil, dar după aceea zici, gata, s-a născut copilul, gata mă, descurcă-te. Copilul când se naște, ăla nu este sfârșitul poveștii, este începutul poveștii. Adică copilul trebuie să crească, trebuie să-i dai să mănânce, trebuie să-i schimbi diaperul, trebuie să... și așa mai departe. Noi după botez cam abandonăm noi născuți și credem că asta e tot. Dar nu e suficient să te naști din nou, trebuie să și crești. Și vreau să vă întreb, cum se întâmplă creșterea? Pentru că noi avem persoane în biserică care s-au născut acum 40 de ani sau 30 de ani și încă au diapers și încă miros. Adică creșterea nu s-a întâmplat. Vin la adunare și după ce au ținut școala de sabat sau au cântat un cântec, zice, nimeni nu m-a aplaudat, mă duc acasă și nu mai vin niciodată. Pastorul ăsta, uite ce mi-a zis, mă duc, cred că sun la conferință. Persoane care n-au crescut încă. Noi trebuie să creștem, spune Biblia, de la bebeluși la statura plinătății lui Hristos. Să creștem la statura plinătății lui Hristos, la spiritual, la maturitate spirituală. Trebuie să nu mai fim de lapte, ci trebuie să mâncăm mâncare tare. Și vreau să vă întreb, e posibil să crești? Pentru că eu am văzut oameni care vin la biserică, cântă cumbaia, mănâncă tofu, țin sabatul, dau zecimea, toate astea sunt lucruri bune, să nu mă înțelegeți greșit, trebuie să mergi la biserică, să mâncăm sănătos, dar niciodată nu se maturizează. Și vreau să vă dau un exemplu cu mine, ca să nu critic pe nimeni, mă critic pe mine. Când m-am născut, Dumnezeu dă darul oamenilor. Și mie mi-a dat multe daruri, dar Dumnezeu a uitat să-mi dea darul răbdării. Tocmai când să mi-l dea și mie, nu știu ce s-a întâmplat și a fost ocupat cu altceva și nu mi-a dat darul răbdării. Și pot să fac multe lucruri, dar aveam obiceiul să-mi pierd răbdarea. Acum sunt un sfânt, acum nu mai mă enervez niciodată. Ca să aflați adevărul, trebuie să vorbiți cu soția. Ok. Și conduceam, eram într-o biserică, era biserica mea, după aceea m-a rugat o comunitate de la Chicago, care pastorul lor se mutase și nu aveau pastor, să-i ajut și pe ei câteva luni, că nu au pastor, și conduceam, după ce terminam de predicat la mine, la prânz, în loc să stau la masă, conduceam 2 ore cu viteză la Chicago să ajung la 2 la ei, după ce terminam la ei, conduceam încă 2 ore și ceva, 2 ore jumate, la o biserică nouă pe care numai ce o plantasem și era la început. Și deci fugeam așa în 3 locuri pe sabat. Și mi-amintesc că am terminat de vorbit la mine, am fugit la Chicago, am terminat acolo, și frate, stai să stăm de vorbă, frate, n-am timp de vorbă, frate, stai să stăm de vorbă, măi frate, las că vorbim în cer. Nu frate, acum, am reușit să scap, la urmă m-a prins de mână, m-a ținut o soră, în sfârșit am reușit să scap de dânsa. Zic, soră, ce vrei? Să te rogi pentru mine, hai acum. Și am început să mă rog și atunci a tăcut din gură. Când încep să te rogi, nu mai zice nimic, știi? Și în sfârșit, am terminat rugăciunea, zic, domnul cu dumneavoastră, am plecat. M-am suit în mașină, eram întârziat, era trafic, gem, aglomerație, mașină, așa, spate, bară lângă bară. Am scăpat de trafic, conduceam cu viteză și când să ajung să intru în Wisconsin, era, cum se zice, toll, unde plătești pe autostradă. Așa, cum se numește? Nu. Noi zicem toll. Și
Am ajuns acolo și era pe vremuri când nu aveai chestia asta electronică în geam și doar te înregistrează și plătești cum treci. Era pe vremuri când era așa o pâlnie mare și aruncai bani pe geam. Cineva știa, ați văzut așa ceva vreodată? Așa. Și m-am uitat eu și erau 6 linii. Acolo erau vreo 5 mașini, aici erau vreo 6, acolo vreo 7, aici erau vreo 5 mașini. Și era o linie așa mai pe dreapta unde nu era decât o singură mașină. Vai de mine, acolo m-am băgat, m-am dus cu mașina repede, m-am băgat. Și dacă aveți probleme așa cu graba, ce faceți? Vă uitați la celelalte cozi, vedeți cât de repede se mișcă și zici, dacă eram acolo, aș fi fost în spatele Mercedesului. Dacă eram acolo, eram în spatele Daciei. Și vedeți care se mișcă mai repede și vă îmbolnăviți de stomac că nu v-ați dus în banda care se mișcă cel mai repede. Și îmi ziceam eu, vai de mine, uite cum se mișcă ăia, așa, asta nu mișcă. S-a dus ăla 5 mașini, 4 mașini, 3 mașini. Acum aș fi trecut dacă mă băgam în banda aia. Te duci la semafor și vezi că sunt 3 mașini, 3 mașini și 2. Te așezi unde sunt 2 și dacă sunt 2 Benz cu 2, te uiți, ăla e Porsche și Mercedes, ăsta este camion, gata, mă bag în spatele Mercedesului, că ăsta merge mai repede, nu? Mă înțelegeți ce vreau să spun? M-am așezat pe banda cu mașinile cele mai puține, era o mașină în fața mea. Și toți ceilalți mergeau și asta nu se mișca. Zic, băi frate, mișcă deodată. Și soția aici, stai calm. Zic, sunt calm. Nu vezi că sunt calm? Zic, mișcă-te, mă, soră, odată, mișcă-te, ce faci acum? Acum fabrici bani, ai fabrică de bani, mașină, mișcă odată, mă, soră, că sunt... Mă, uite, ce trece un minut, două, toți ăia s-au dus, veneau alții, se duceau. Fai de mine, și până la urmă deschide geamul și aruncă banii pe lângă pâlnie. Pe aceea încearcă să deschide ușa și nu putea, că a tras prea aproape de tol și nu se deschide ușa. Și dă în spate să dea în mine. Mă claxonează, eu îl claxonez pe ăla din spatele meu, dăm în spate toți, se dă mai înapoi, deschide ușa, adună banii, parcă de-abia se mișca, îi trebuia așa o veșnicie, până la a doua venire să adune banii, adună banii, se duce, îi pune în pâlnie, se apucă de vorbă cu doamna de la tol. Doamne, ăștia au timp de vorbă. Și la un moment dat am uitat de îndelunga răbdare și am claxonat și se uită la mine și zic, ce faci odată? Mișcă-te! Și îmi face cu mâna. Vai de mine! M-a apucat o durere de stomac și soția zice, calmează-te că poate vine la evanghelizare în seara asta când vorbești. Și zic, nu vine asta, nu vezi ce păcătoasă e, lasă-mă-n pace. Mă sui în mașină, în sfârșit, pleacă, Doamne ajută, pleacă. Ajung și eu la tol și când se plătește, zice, coana, stai, nu plăti! Zic, de ce? Păi ce, doamna dinainte a plătit pentru tine. Zic, de ce? Și zice, doamna dinainte era în grabă, că a primit telefon că copilul a avut accident de mașină și este la emergency, la, cum se numește, la urgențe, la reanimare, cum, ICU. Deci a primit telefon că copilul ei la urgențe a avut accident de mașină și îi tremurau mâinile, nu-i mai nevoia să scoată banii și când i-a scos a greșit și s-a dat jos. Și când a claxonat, a văzut că i-a făcut cu mâna așa, ce răbdător e domnul ăla, zice, pentru că e așa de treabă și așa de răbdător și că a avut atâta răbdare să aștepte, bine, plătești pentru el. Vă dați seama cum am simțit eu când a zis, ce a plătit pentru dumneavoastră că a fost așa de răbdător. Ea a crezut că eu fac cu mâna, hei, ce mai faci? Și eu când acolo zic, mișcă-te o dată. Ați văzut frații care fac așa vreodată? Care la adunare, pace, frate, pace, Domnul să te binecuvinteze și acasă, mă înțelegeți ce zic? De ce? Ok. A venit Duhul. Frații mei, sau, deci întrebarea este sinceră. Discutăm de la suflet la suflet. De ce ne purtăm în felul ăsta? Biblia spune că schimbarea nu trebuie să fie exterioară, morminte văruite, ci că schimbarea trebuie să fie interioară. Trebuie să pornească nașterea din nou din inimă și apoi se vadă în afară. Nu să fie o vopsea, o fațadă în care în afară zicem, vai ce mă bucur să te văd și înăuntru ne criticăm. De fapt, sora Ai spune că critica este de la satana și că aceia care au o inimă născută din nou nu-și pierd cumpătul, nu critică, ci arată iubire. În 1 Corinteni, capitolul 13, zice că poți să vorbești în limbi, poți să faci minuni, poți să faci orice, dacă n-ai iubire, nu ești nimic. Iar în Ioan spune că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este iubire. Mai mult decât atât,
În 1 Ioan, capitolul 4, spune că dacă crezi că îl iubești pe Dumnezeu și nu-l iubești pe aproapele, ești un mincinos, auziți ce cuvânt, și că dragostea lui Dumnezeu nu este în tine. Auziți? Iar Biblia spune că cu ce măsură judești, cu acea măsură vei fi. Gândiți-vă bine când judecați pe cineva. Gândiți-vă bine. Deci noi la adunare arătăm frumos așa, cu cravată, cântăm cumbaia. Acasă nu totdeauna arătăm la fel. De ce nu are loc schimbarea interioară? Să vă spun de ce. Pentru că redeșteptarea trebuie să înceapă cu persoana și schimbarea interioară nu este... Nu mă înțelegeți greșit, noi trebuie să ținem poruncile, trebuie să ținem sabatul, trebuie să mâncăm sănătos, trebuie să mergem la adunare. Nu mă refer la astea. Dar mai mult decât atâta, Iisus trebuie să locuiască în inimă. Nu este de niciun folos, nici de cel mai mic folos, să ții poruncile lui Dumnezeu fără să ai prezența lui Dumnezeu. Fariseii țineau poruncile, de acord sau nu? Oh, în detaliu. În schimb, n-au acceptat prezența lui Hristos. Nu te ajută să ai poruncile lui Dumnezeu fără să ai Dumnezeul poruncilor. Trebuie să le ai pe amândouă. Că atunci când Hristos locuiește în inimă, atunci ții și poruncile. Altfel ții numai litera. M-ați înțeles? Biblia spune așa că Hristos trebuie să locuiască în inimă. Zice Hristos în voi. Asta e un lucru mare, frate. Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în voi. Este posibil ca Hristos să locuiască în inimă, da sau nu? Cum? Cum? Tot weekendul ăsta o să discutăm cum se întâmplă treaba asta. Vreau să vă spun, eram la o biserică, predicam și a intrat pe ușă, în spate, o tânără care avea părul așa ca drapelul, era cam aici în mijloc așa și era culoarea roșu, mov și nu mai știu, albastru, verde, dar era foarte ciudat. Și avea aici inele, lanțuri, pantalonii negri și căzuți puțin prea jos, un lanț atât aici, era să fac așa când a intrat, să mănânc cu stroi, să zic, băi frate, ce... A intrat dânsa în biserică și s-a așezat pe ultimul loc din spate, după ce începusem adunarea și când am zis eu amin, în loc să stea la cântare și la rugăciune, s-a ridicat și a plecat. De ce vin ăștia târziu și pleacă de vreme? Ce ziceți? Pentru că nu vor să vorbești cu evrei, vor să-i lasi în pace. Și noi aveam o hotărâre în biserică, nimeni nu intră în biserica noastră fără ca cineva să se roage cu ei. Și totdeauna când aveam vizitatori, cineva se ducea și îi lua în brațe și se ruga cu ei. Dar sfinții cântau cântarea de închidere și nu s-a dus nimeni să se roage cu ea. Și eu am plecat de la amvon în timpul cântării și am fugit după ea, probabil că frații au crezut că mă grăbesc să mă duc la WC sau ceva. Și eu am plecat în grabă, am fugit după ea, ea m-a văzut, a luat-o la fugă, s-a dus la mașină, eu am ajuns la mașină, ea a deschis ușa, eu am închis ușa. Și a început să se bâlbâie. Nu vreau să vorbesc. Zic, ok, taci din gură atunci. Las că vorbesc eu. Și zice, păi nu vreau să vorbesc cu tine. Păi de ce? Ești supărată pe mine? Nu, dar zi, dar de ce? Eu nu cred în Dumnezeu. Ce trebuia să-i spun? Hai mă, te rog frumos să crezi. N-are niciun rost, pentru că în momentul în care încep să argumentezi, totdeauna argumentează înapoi. Iisus cum făcea? În loc să îi forțeze să creadă, le punea o întrebare și îi făcea să-și răspundă singuri. M-a rugat, Doamne, Tu ai promis înțelepciune cu mână largă celor ce cer. Te rog, dă-mi înțelepciune. Și în loc să-i spun, băi, te rog frumos, crede în Dumnezeu, când a zis, eu nu vreau să vorbesc pentru că eu nu cred în Dumnezeu. Zic, măi, ești băută. Se uită la mine, zice, ce? Zic, m-ai auzit, ești băută. Zice, nu, n-am băut nimic. Zic, ba da. Nu, n-am băut. Ba da. Nu, Doamne, nu am băut nimic. Ba da. Zice, de ce zici așa? Păi cum adică tu vii la biserică și îmi spui mie că nu crezi în Dumnezeu? Ești băută? Ce cauți aici? Ai greșit adresa? Cântai și dormeai la volan și te-ai pomeni la biserică. Du-te mă la film. Du-te la cinema. Ce cauți la biserică dacă tu nu crezi în Dumnezeu? Zice, a, da, cred în Dumnezeu, doar că nu cred în rugăciune. Rugăciunea nu merge, am încercat și nu merge. Nu există. Ce spui tu e exagerat, nu există. Zic, știu de ce. Și zice, de ce? Ai ochii albaștri. Zice, ce? Zic, Dumnezeu urăște oamenii cu ochii albaștri. Dacă ai ochii albaștri, când te vede Dumnezeu, întoarce capul și zice, nu pot nici să o văd. Și zice, dacă ai avea ca mine așa ochii căprui, vai de mine, imediat ți-ar răspunde. Se uită la mine și zice, ce matale, ești nebun. Zic, nu ești prima care îmi spui. Puțin așa sunt de acord. Și zice, cum poți să spui așa ceva, Domne, că nu răspunde Dumnezeu pentru că ai ochii albaștri? Zice, Dumnezeu
răspunde indiferent de culoarea ochilor, la oricine, la orice rugăciune. Zic, te-am prins. Înainte mi-ai spus că nu crezi în rugăciune și acum spui că Dumnezeu răspunde indiferent de ochi la orice rugăciune. Păi hotărăște, crezi sau nu crezi? Stă ce stă și ce, iar m-ai pus la colț, iar m-ai prins. Și zice, cred teoretic, dar practic nu merge. Vi s-a întâmplat așa ceva? Să credeți teoretic, dar practic să nu meargă. Vi s-a întâmplat să vă rugați și să nu primiți răspuns, da sau nu? Bine, sora îi spune că la orice rugăciune sinceră, răspunsul va veni. Dar Dumnezeu nu răspunde, zice dânsa, în felul în care cerem și la timpul care cerem. Zice că Dumnezeu răspunde așa cum e cel mai bine în înțelepciunea Lui și mai târziu cu câteva paragrafe, zice că dacă am ști începutul de la sfârșit, am alege aceeași cale. Și atunci am spus dânsei, zic, ai spus că de fapt teoretic crezi, dar practic nu merge. Zic, poți să te ajut? Zice, nu, nu poți. Și a început să plângă femeia și îmi spune, și-a ridicat mâneca, mi-a arătat aici și zice, îmi fac droguri la fiecare două ore. Zice, de 16 ani sunt drogată și sunt dependentă cu totul, addicted cu totul la droguri și nu pot să mă las. Și ce m-a rugat cu disperare, Doamne, dă-mi biruință, și Dumnezeu nu răspunde. Nu, n-am auzit o voce, n-am primit o putere, n-am avut o experiență, sunt încă în droguri. M-am dus la pușcărie, m-au luat, nu că m-au prins și m-au luat, m-au dus la reabilitare la spital degeaba, m-am rugat degeaba, zice, am făcut tot ce se putea face omenește, nu, rugăciunea nu merge. Oamenii nu se schimbă. E o teorie. Se duc la biserică și când se întorc acasă se poartă la fel. Când nu-i vede nimeni se poartă la fel. Oamenii nu se schimbă. Nu există așa ceva. Și am spus, femeie, vrei să te schimbi? Zice, da, vreau, dar nu merge. Și am spus, problema nu este cu Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește așa de mult că a dat pe Fiul Lui. Dacă se putea da ceva mai mult, ar fi dat. Dar a dat cel mai mare cadou posibil. Și a dat pe Fiul Lui însuși. Și Fiul lui Dumnezeu a murit pentru tine, ca tu să te schimbi, să fii mântuită. Zic, nu există așa ceva, schimbarea există. Numai că noi oamenii, în timp ce mă vorbim de neprihănirea prin ce? Neprihănirea prin credință, noi practicăm neprihănirea prin fapte. Și am zis, matale, zici, cred în Dumnezeu, dar în realitate nu crezi. Zici, Dumnezeu mă schimbă și în realitate încerci tu să te schimbi. Și Pavel zice, ceea ce încerc să fac, nu pot să fac și fac ceea ce urăsc. Zice, cine îmi va da biruință? Și apoi în capitolul Dumnezeu, mulțumim Dumnezeu care ne poartă în calul de biruință. Adică biruința o dă Dumnezeu. Cum? Și mă întreabă aia, bine mă frate, mă înțeleg teoretic, dar cum se întâmplă asta practic? Și am spus, soro, vreau să spun două lucruri. Primul, spune și mie cum te rogi, că sunt și eu curios. Cum, spune și mie cum te rogi. Păi ce mă rog? Nu, spune-mi cum. Păi cum vrei? Zic, roagă-te acum. Zice, cum în fața ta? Zic, așa, uite așa în fața mea, roagă-te acum. Păi ce, uite așa mă rog, Doamne, sunt în păcat, sunt o drogată, te rog, sunt addicted, sunt dependentă, te rog, dă-mi biruința asupra drogurilor, te rog, iartă-mă de droguri și te rog, ajută-mă, dă-mi biruință, pentru că sunt o păcătoasă și sunt, zic, ajunge, am înțeles cum te rogi. Zic, uite ce spune în 1 Ioan. Dumnezeu, dacă ne mărturisim păcatele, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte și să ne curățe. Deci dacă ne mărturisim partea noastră, Dumnezeu ne iartă și ne curățește. Zic, asta e o promisiune. Dumnezeu nu minte. Dumnezeu nu poate să mintă, nu pentru tine, ci datorită caracterului, Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu e Dumnezeu. Și zic, tu după ce ți-ai mărturisit păcatul, de câte ori ți l-ai mărturisit? Ce, toată viața. Păi zic, tu l-ai mărturisit de prea multe ori, mă, soră. După ce l-ai mărturisit toată, e iertat. Nu trebuie să mai mărturisești că nu mai există. Dumnezeu l-a aruncat pe fundul mării în groapa Marianelor, în Mariana Trench, și a pus acolo un semn, pescuitul interzis. După ce ți-ai mărturisit păcatele, ăla nu mai există, păcatul ăla. Iisus l-a luat asupra lui. Păcatul ăla nu mai e al tău. Iisus pe cruce a luat păcatul tău asupra lui și s-a dat ție neprihănirea lui divină, perfectă, dumnezeiască, ți-a dat-o ție. Păcatul ăla nu mai există. De ce nu mai mărturisești a doua oară? Numai dacă crezi că n-ai fost iertat. În momentul în care ți-ai mărturisit un păcat odată, gata. Dacă tu crezi că Dumnezeu nu minte, Dumnezeu a luat păcatul ăla și păcatul l-ai dus. Și sora îi spune foarte clar, în momentul ăla trebuie să ne bucurăm. Dacă realizezi că ești iertat, trebuie să cânți de bucurie, să înțelegi, măi, Dumnezeu în clipa asta mi-a luat păcatul și mi-a dat neprihănirea lui divină. Acum sunt neprihănit. Deci trebuie să te bucuri, sora îi spune, trebuie să cânți de bucurie. De ce mai cer păcat, iertare și încoată și încoată, numai în cazul în care nu crezi? Și fără credință este cu neputință.
Pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Păi ce, da, măi, dar nu simt. Băi, soro, iertarea nu este electricitate. Bzzzt, m-a iertat, am simțit, era să cad. Iertarea nu se simte, măi, nu se miroase, nu se vede, nu se atinge. Iertarea este prin credință. Adică Dumnezeul Universului îți promite, în momentul în care mărturisești cu o inimă ruptă, te-am iertat și tu îl faci pe Dumnezeu mincinos? Păi dar nu înțeleg. Păi stai, mă, tu vrei să înțelegi crucea cu creierul tău mic? Vrei să înțelegi un Dumnezeu infinit cu un creier finit? Tu nu trebuie să-L înțelegi pe Dumnezeu, că nu ești Dumnezeu, n-ai creierul lui. Trebuie să-L crezi pe Dumnezeu. Și am spus, în primul rând, trebuie să crezi. Păi și cum fac asta? Simplu. Și nu i-am spus, soro, ai spune, i-am spus doar atâta paragraful, dar soro, ai spune așa. E ce, credința nu este o emoție. Ce, acum ce am emoții, așa de frumoase sunt, am niște, așa de bine mă simt, parcă zbor. Credința nu este, mă frate, o problemă de chimie și o emoție. Și dânsa aici, credința este o hotărâre mentală, e o hotărâre a creierului. Am hotărât să cred în el, nu înțeleg, nu pot, nu merit, dar știu că el știe. Știu că mă iubește, știu că a murit pentru mine și chiar dacă nu înțeleg, cred în el, nu în mine, cred în el. Și am spus, e o alegere mentală, intelectuală. Alegi să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Zic, uite măi, copilul meu, al mic, Ovidiu, când avea 3 ani, a venit la mine, băi tată, vreau și eu o motocicletă ca a ta. Zic, băi, tu ești normal, motocicleta mea are 4 cilindri, e grea, că și eu dacă o aplec nu pot să o mai ridic. E grea. Uite atâta, tu nu poți să sui pe ea. Tati, vreau o motocicletă ca a ta. Zic, mă, du-te, îți cumpăr una din aia de $1, din aia Hot Wheels, de jucărie. Nu, zice că nu mă pot sui pe ea. Îmi trebuie una să mă sui pe ea. Zic, bine mă, ți-a una teleghidată să te joci cu ea prin casă. Nu, mai că nu mă pot sui pe ea, vreau să mă sui pe ea. Bine mă, îți aduc una de plastic să te sui pe ea, dar cu 3 roți fără motor cu pedale. Zice, poți să mă sui pe ea? Da, poți. Și merge? Merge când ai din pedale, dacă nu, nu merge. Când mi-o aduci? Mâine, când vin de la serviciu, pe la ora 5:30. Zice, vrei să fie albastră, că mie îmi place culoarea albastră. Bine mă, îți promit, o iau albastră. Zice, deci mâine după amiază la 5 mi-aduce o motocicletă pe care poți să mă sui. Da. Și are pedale și poți să merg cu ea. Da. Culoarea albastră, da. Și a început să țipe. Zic, bă, ce are ăsta? A început, țipa, zic, săracul, ce-a pățit? A început să țipe, a luat-o la fugă, a trântit ușa, a fugit în fața blocului și a chemat toți copiii. I-a strâns acolo, nu știu câți copii, toți din toată vecinătatea, i-a strâns pe toți și făcea, am o motocicletă! Zice, e albastră, e atâta, are 3 roți și 2 pedale. Zice, e așa de frumoasă. Și copiii, putem să o vedem, vine mâine la 5. De ce se bucura copilul ăsta că n-avea motocicletă? Pentru că știa că eu nu-l mint. Iar noi când vorbim cu Dumnezeu, în loc să ne bucurăm, Doamne, îți dai seama ce promisiune, sunt iertat, sunt mântuit, vai ce promisiune! Cum pot eu vreodată să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta? Noi stăm și ne gândim, oare m-a iertat? Oare e capabil să mă mântuiască și pe mine? Deci noi nu-l credem pe Dumnezeu. Copilul ăla m-a crezut pe mine și noi nu-l credem pe Dumnezeu. Și am spus înapoi la povestea inițială, măi soro, în primul rând tale trebuie să crezi, chiar dacă nu meriți, chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă nu poți, trebuie să-L crezi pe Dumnezeu. În al doilea rând, după ce te-ai rugat, după ce ai fost iertat, Biblia spune că în Ioan capitolul 15, voi sunteți, eu sunt vița, voi sunteți separați de mine, nu puteți să faceți? Dar dacă rămâneți în mine, abide in me, și eu rămân în voi, veți produce multă roadă. De ce nu avem mai rezultate? Că am fost iertat, de ce acum nu produc eu acolo banane sau mere sau ceva, prune sau... Să am și eu roadă, de ce n-am? Sau grâu, de ce nu produc roadă, de ce? Pentru că noi avem o teorie de Dumnezeu, dar nu avem relația cu Dumnezeu. Spune Biblia că Avram umbla cu Dumnezeu, spune că Enoch umbla cu Dumnezeu, spune că Iosif umbla cu Dumnezeu, spune că Moise umbla cu Dumnezeu, spune că Daniel umbla cu Dumnezeu, spune că oamenii ăștia au umblat cu Dumnezeu. Noi de ce nu umblăm cu Dumnezeu? Păi să vedem ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Spune sora White că a umbla cu Hristos și a rămâne, tu obai din Hristos, așa zice, a rămâne în Hristos înseamnă a primi continuu. Ce înseamnă continuu? Ce înseamnă a primi continuu prezența Duhului Sfânt. Continuu să fii umplut, continuu, la fiecare secundă, la fiecare moment, să fii umplut cu prezența lui Dumnezeu. Deci atâta timp cât suntem umpluți cu Duhul Sfânt, rămânem în Hristos. În alt paragraf spune dânsa,
a umbla cu Dumnezeu înseamnă, din nou, cuvântul continuu, să fim continuu conectați într-o continuă relație cu El, într-o continuă dependență, cuvântul continuu, continuă dependență de El. Spune așa, Iisus, Ministry of Healing, la Divina Vindecare, spune că Iisus nu își făcea planuri pentru El, ci în fiecare zi primea planurile de la Tatăl. Iar Iisus spune asta în Ioan, deci eu nu fac lucrările mele, ci fac lucrările de, care mi le dă. Iisus primea planul de la Tatăl și apoi ce așa ar trebui și noi, să depindem de El în fiecare clipă, să fim gata să renunțăm la planurile noastre, să primim planul Lui și să ne încredem că El va purta de grijă. Acum vreau să vă termin acolo cu sora aia, că asta încă nu-i predică, asta e numai titlul la predică, dar nu-i nimic. Vreau să vă spun cu sora respectivă. I-am zis, unu, trebuie să ai încredere că tu atunci când ți-ai cerut iertare, Dumnezeu te iardă. Doi, ca să nu mai te întorci înapoi la păcat și să ai roade, trebuie să umbli cu Dumnezeu, să nu te separi. În momentul în care te separi, tu n-ai nicio putere. Din punct de vedere omenesc, Satana te biruiește. Dar dacă tu ești în Hristos, Satana nu are acces la tine, la familia ta. Atâta timp cât tu ești plin de prezența lui Dumnezeu, Satana n-are loc. Numai când inima e goală, Satana vine cu încă șapte. Dacă tu ai golit inima și ai fost iertat și umpli cu prezența lui Dumnezeu, păi ce, cum scap de gândurile rele? Nu poți, mai frate, scap de gândurile rele. Când eram mic de tot, până în 4 ani, stăteam acolo lângă strada mare în Severin, înainte să ne mutăm la bloc, și aveam o vecină, o chema Anda. Și avea muzică populară dată tare de tot, cred că s-auzea în tot orașul, tare de tot, și cânta în fiecare zi. Mă dusă-i cu oile pe câmpul cu văile, au. Și bă, frate, auzeam de dimineața până seara și noaptea melodia asta, că și când mă rugam, auzeam în cap, mă dusă-i cu oile pe câmpul cu voi. Și nu știam cum să scap de melodie și m-am zis la tata, măi, nu pot să dorm, nu pot să mă rog, aud tot timpul, cum scap eu de melodia asta din cap? Tata zice, bă, nu poți să o scoți. Dar ce trebuie să pui alta și când cânti alta, nu ți-o amintești pe asta. Așa e, ce biruiți răul prin... Nu zice biruiți rău, punct. Biruiți rău prin bine. Măi, am spus, măi, soro, tu nu poți, mă, să scapi de păcate. Tu nu poți să scapi de o inimă rea. Tu nu poți să scapi de natura pământească. Tu nu... Pentru că așa suntem născuți în păcat. Dar tu poți să te umpli cu Dumnezeu. Poți să petrești timp cu El în rugăciune. Poți să petrești în studiu. Poți să umpli cu El, să stai de vorbă cu El. Și în momentul în care îți umpli inima și capul cu Dumnezeu, Satana nu are acces la tine. De aia spune Iisus, separați de mine, nu puteți face nimic. Dacă rămâi în mine, nu te separi și eu în tine, produce zoadă, pentru că în momentul în care ești conectat cu Hristos, Satana nu are acces la tine. Satana și Hristos nu locuiesc în același apartament, nu se înțeleg. Când intră Dumnezeu în, Satana fuge afară. Și am spus, băi, soro, punctul 2, nu numai că trebuie să crezi că ești iertată, trebuie să rămâi conectată. De aia spune Biblia, rugați-vă fără. Aia nu înseamnă că stai pe genunchi și când conduci, închizi ochii când conduci. Înseamnă că în permanență, 24 de ore pe zi, tu ești în relație, comunicare cu Dumnezeu. Și am spus, punctul 3, sunt 3 puncte atât. Mărturisești păcatul și crezi că ești iertată. 2, rămâi conectată, nu te separi niciodată, ca vița și mlădițele, nu te separi nicio clipă. În momentul în care te-ai separat, în clipa aia Satana te-a biruit. În clipa aia Satana aruncă cu săgețile lui. Și punctul 3, servire. Zic, ai ce adică? Zic, adică trebuie să lucrezi cu alții, să salvezi pe alții. Păi da, zice, de ce? Păi să spun ce, și ce, noi am spus că așa e ce sora White. În Biblie am spus așa, Dumnezeu îi cheamă pe toți în via lui. Pe câți îi cheamă? Pe care toți? Absolut pe toți, fără deosebire. Pe toți îi cheamă în via lui și toți care vin sunt salvați și care nu lucrează sunt pierduți. Dumnezeu dă talenți la câți? Și care îngroapă talenții sunt pierduți și care folosesc talenții sunt salvați. Dumnezeu îi cere, le cere la toți, la toți, indiferent tânăr, bătrân, sărac, bogat, bolnav, sănătos, educat, mai puțin educat, Dumnezeu pe toți îi cheamă la servici. Și ce, păi de ce? Și nu i-am spus că sora îi spune așa, dar i-am spus așa, măi, Dumnezeu nu are nevoie de tine. Dar așa spune sora, Dumnezeu nu are nevoie de noi, noi avem nevoie. Dar atunci când lucrăm cu alții, atunci creștem noi. Mi-am amintesc când eram în facultate, nu înțelegeam deloc betoane și hidraulică, astea două materii erau, parcă erau japoneză. Și m-a întrebat unul care știa mai puțin decât mine, era mai frate decât mine, m-a întrebat să-i explic. Și eu din prostia, ca din puținul care știam, eu am început să-i explic lui. Și el a spus la alții că ăsta se pricepe. Au început să mă întrebe toți și de cu cât explica mai tare, cu atât am început eu să se facă lumină în capul meu. Să știi că înțeleg și eu. Îi învățam pe ea și înțelegeam și eu. Cu cât dai studii biblice la alții, cu atât mai convins ești tu. Mi-am amintit, țineam evanghelizare și au venit vizitatori. Și vine o tânără și îi zic că...
Vreau să ne ajuți. Deci, adică vrei să predic? Zic, nu, Doamne ferește. Vrei să cânt la cor? Nu, nici asta. Dar ce vrei să fac? Și era prima dată în viața ei la o biserică. Zic, vreau să stea la ușă și când vin toți să le zici, bine ați venit la biserica noastră. Și atât. Că zic, trebuia să fie două tineri aici, zic, niciuna nu mi-a venit în seara asta și n-am decât două bătrâne. Și nu vreau ca astea bătrâne să zică salut la tineri. Bătrânii să zică la bătrâni și tineri și vreau să stai la ușă și zic, bine ați venit la biserica noastră. Deci atât, atât. Bine. Stătea la ușă săraca, neadventistă, și care cum venea, bine ați venit la biserica noastră. Următorul, bine ați venit, Domnul să vă binecuvânteze. Următorul, după vreo trei serci, că băi, dar bună e biserica asta. Și zic, care biserică? Că biserica noastră. De pe măsură ce lucrezi cu altul, crești tu, înțelegi tu mai bine, te dezvolți tu. Dumnezeu te-a chemat să lucrezi ca tu să devii tare. Iisus a venit să servească și te-a chemat să servești, pentru că prin serviciu devii ca Iisus. Și am spus, vreau să servești. Punctul ăsta, punctul 3, vreau să servești. De ce? Ca să crești, mai soro, pentru că tu nu crești. Tu acum te naști din nou, dar rămâi bebeluș și peste 50 de ani tot nou născut ești. Vreau să crești la maturitate, de-aia trebuie să servești, trebuie să lucrezi. Oamenii în biserică care lucrează sunt sănătoși. Oamenii care nu lucrează îi critică pe aia care lucrează. M-ați înțeles? Au și ei treaba lor. Ia. Care lucrează n-au timp de critică și de probleme. Care nu lucrează, ăia, spunea tatăl meu, dă de lucru la copii și nu face nimic, nu face nicio prostie. Copiii care n-au de lucru, ăia fac prostie. Și i-am spus, trebuie să lucrezi. Și îmi zice asta, păi ce, cum adică? Adică îți dai studii biblice, să salvezi pe cei pierduți. Pentru că spune sora uite acolo, că cei care sunt născuți în Împărăția lui Dumnezeu se nasc ca misionari. Și apoi în alt paragraf spune așa, în testimonii către pastori, spune așa, că cei care n-au o pasiune pentru cei pierduți, niciodată nu l-au iubit pe Dumnezeu cu adevărat decât o teorie. Și apoi spune că cei care au fost convertiți cu adevărat au iubire și pasiune pentru oameni și vor să știe că toți sunt salvați. E, și am spus, băi, trebuie să salvezi pe cineva. Păi eu nu știu să predic. Zic, foarte bine, nu te aștepta să predici. Zic, aici, uite aici o adresă și uite aici studiu biblic. Te duci, păi eu nu știu să predau. Nu trebuie să predai, mă, că dacă predai tu, înveți să fie ca tine. Tragi din gură. Te duci la ei, bazi la ușă și spui, uite, băi, tu ai cerut un studiu biblic, ține studiu. Și atât, atât. Data viitoare, duminica viitoare sau sâmbăta viitoare sau când postul, lunea viitoare, te duci, bazi la ușă și spui, asta e studiu numărul 2 și apoi spui, poți să mă rog cu tine? Și ăla zice, da. Și atunci, ok, hai să ne rugăm, spune-mi pentru ce să mă rog. Păi, uite, soția mea are cancer, ok, Doamne, te rog să o vindeci. Pa, pa. Și atât. Deci atât trebuie să mă rog pentru ei, da. A treia oră când te duci, spui, băi, poți să intru și eu înăuntru să urmărim studiul ăsta biblic, că este pe DVD, să-l urmărim împreună. Și ce dacă au întrebări, nu le răspunzi. Spui așa, uite, studiul o să-ți dea răspunsul, eu nu sunt pastor, nu mă pricep, n-am făcut teologie, eu sunt asistentă medicală sau sunt știu eu ce ești, spui, uite, studiul o să dea răspunsul, eu nu mă pricep să dau răspunsul, hai să urmărim împreună. Urmărești împreună cu eu jumătate de oră și apoi te rogi pentru ei și pleci. Atât, atât. Și nu răspund nimic, nu predai nimic. Ce, a, păi pot să fac asta. Și dacă fac asta, mă schimb, zic, cu cât salvezi mai mulți, cu atât mai tare ești tu. Și cu atât Dumnezeu te schimbă pe tine. Zice, fii atent, o să mă rog cum spui, o să încerc să rămân conectată cu Dumnezeu tot timpul și o să dau un studiu biblic. Dacă nu mă schimb și nu renunț la droguri și nu-mi dă Dumnezeu biruință, în viața mea nu mai vin. Zic, Domnul să te binecuvinteze, dacă nu te schimb să nu vii. Ce bine. Ia studiu biblic, era 12 și un sfert, sabat, după amiază, chiar după predică, se suie în mașină și pleacă. La 12 jumate, 15 minute mai târziu, mă sună și spune, te urez cu toată inima. Zic, păi nu ești singura. Zice, nu o să mai vin în viața mea la biserică. Zic, ok. Zic, care e problema? Ce s-a întâmplat? Mă uit să văd câte ceasul, să văd dacă m-am timp. Câte minute m-am? Încă 5-10 minute? Ok. Profetice sau reale? Ok. Și zice, nu mai vin în viața mea la biserică. Zic, asta e ok? Sunt mulți care nu vin săraci. Mai ales acum după COVID, stau acasă și zice, vai ce fellowship. Se uită la televizor, băi frate, mă duc la biserică să fiu binecuvântat. Nu te duci, băi, să fii binecuvântat. Du-te la biserică să fii o binecuvântare pentru alții. Stai acasă și cu ce te ajută să stai acasă dacă nu poți să te implici în lucrarea lui Dumnezeu? Stai acasă la televizor. În sfârșit. Și zice, nu mai vin în veci. Zic, foarte bine, să nu vii. Zic, ce s-a întâmplat? Păi zice, tu mi-ai spus că dacă mă duc și dau un studiu biblic, o să cresc. Dar Dumnezeu nu mă crede vrednică să dau un studiu biblic pentru că nu-i nimeni acasă. Zic, bă, soră, cum adică nu-i? Păi ce, un apartament și la ușa centrală când intri în scară, zice, sunt multe sonerii și suni și cineva trebuie să deschide ușa dinăuntru, care e intercom și ușa e încuiată. Și ce, ușa e încuiată, nu pot să intru.
Zice, Dumnezeu nu mă consideră vrednic să dau și eu un stuibliu ca să crești și eu, să am și o biruință. Zice, bă, soră, stai cu plânsul, nu te mai plânge atâta, te-ai rugat să deschide Dumnezeu ușa. A, nu m-am gândit să mă rog. Zic, roagă-te mai. Bine, închide telefonul și târt, sună iar. Zice, m-am rugat și Dumnezeu ne-a deschis ușa. Zic, când te-ai rugat, că numai ce am terminat de vorbit. Păi ce, cât vrei să mă rog, o oră? Zic, nu, până se deschide ușa. Și dacă nu se deschide, te rogi în continuare. Zice, cât așa, o jumătate de oră? Zic, băi, până se deschide. O oră? Până se deschide. O oră jumate? Mă, soră, tu nu știi engleză, vrei să spun în română, că eu știu și română. Zic, până se deschide. Păi și dacă nu se deschide, continui să te rogi. Ca femeia care s-a dus la judecător o dată, de două ori, de trei ori, până i-a făcut dreptate. Ca vecinul care s-a dus la vecin noaptea în miezul nopții și de, bă, dăm niște pâine ca în vizitatori. Și ăla, pleacă mă că e 12 noaptea, mă. Ăsta bat iar la geam, dăm niște pâine. Băi, nu înțelegi, pleacă. Băi, dăm niște pâine, nu plec până nu dai pâine. Și până la urmă, ca scapă de el, a dat pâine, că altfel nu dormea. Zic, te duci din nou, până Dumnezeu deschide ușa. Păi ce, nu știu dacă sunt dispusă să mă rog atâta. Păi zic, de aia n-ai răspuns. Că așa e ce Biblia, nu? Să insistăm în rugăciune. Și nu insist să-ți dea Dumnezeu un Mercedes. Insist ca Dumnezeu să-ți dea un suflet. Zic, e altă poveste. Și zice, nu sunt dispusă să mă rog atât de mult. Păi zic, aduce-te înapoi la droguri. Și zice, păi dacă mă rog atât de mult, dacă Dumnezeu mă schimbă? Zic, păi nu e asta ținta. Și zice, e greu ce spui tu. Zic, ia, de-aia foarte puțini au răspunsuri la rugăciune. Că trebuie să te dedici cu totul, să te comiți, să te angajezi cu tot sufletul în chestia asta. Nu numai așa cu 50%. Și zic, uite ce facem. Tu te duci în mașină și te rogi. Eu mă duc în office la mine și mă rog. Și dacă tu te rogi 5 ore, mă rog eu 5 ore. Dacă te rogi 2 zile, mă rog și eu 2 zile. Te rogi în mașină până se deschide ușa. Dacă nu se deschide, te rogi și la noapte, nu te duci acasă, te rogi și mâine, nu te duci la servici, te rogi până ieși la pensie, îmbătrânești și mori în mașină. Și spui așa, Doamne, eu nu mă mișc de aici. Până deschizi tu ușa, eu nu mă mișc de aici. Poți să mă omori. Dar eu nu renunț. De data asta nu renunț. Și ce, vai de mine, nu m-a rugat așa niciodată. Zic, e timpul să te rogi așa o dată în viața ta. S-a dus în mașină, zice, promis că te rogi pentru mine, promit. Eu m-am dus în office, 12:30, am început să mă rog. Măi, fraților, cine mă cunoaște știe că eu mănânc de 500 de ori pe zi. Adică m-am născut înfometat. M-am dus la 12:30 în office fără să mănânc și m-am rugat până la 5:30, credeam că dacă mai durează o oră mor de foame. Mă sună la 5:30 și plângea. Zice, sunt fericită. Auzi, anumite, în special doamne, plâng când sunt fericite. Eu n-am auzit ceva în viața mea, în sfârșit. Ce, sunt fericită. Zic, de ce plângi atunci? De fericire. Ia, ok. Și ce? În viața mea nu s-a întâmplat așa. Zic, auzi, spune repede ce s-a întâmplat, că mi-e foame. Și zice, m-am dus în mașină și am spus cea mai frumoasă poezie, rugăciune care mă învăța mama mea când aveam 4 ani. O poezie. Înger îngerașul meu, dar nu era înger, era alta. Înger îngerașul meu, ta-ta-ta-ta-ta-ta, să ne dărească de rău, ta-ta-ta. Zic, cea mai frumoasă poezie, rugăciune care am învățat-o când era mică. Și ce, Dumnezeu nu mi-a răspuns. Și pe aceea că mi-am dat seama că eu nici nu simt, nici nu mă gândesc, nici nu înțeleg când mă rog. Și ce, am deschis ochii și am început să vorbesc cu Dumnezeu, Doamne. Ce să fac că nu știu să mă rog? Învață-mă să mă rog. Și ce să fac că sunt o păcătoasă? Sunt o drogată? Eu nu merit să vin înaintea ta. Dar ai zis, pastorul, că dacă mărturisesc păcatele, tu mă ierți. Și ai zis că să cred. Eu nu înțeleg, știu că nu merit. Dar el mi-a zis că sângele lui Iisus e suficient pentru cât de mare ar fi păcatul meu. Și zice, eu nu înțeleg. Dar cred că sângele lui Iisus a plătit pentru mine și că în clipa asta sunt iertată. Și dacă sunt iertată, mai și zice dacă, zice cred, ajută necredințele mele. Dacă sunt iertată, asta e o chestie mare. Nu știu cum să-ți mulțumesc că m-a iertat, că eu nu știu ce să, muream, nu știam ce să fac. Și după aceea zice, și acum dacă tot sunt iertată, mi-a zis pastorul că dacă lucrez cu alții, cresc eu. Te rog, Doamne, știu că nu știu să dau un studiu biblic. Te rog, deschide ușa să lucrez cu alții ca să crești eu în timp ce cresc ei. Pe măsură ce servesc, să devin ca Hristos, ca așa a zis pastorul. Te rog frumos, deschide ușa, eu știu că nu merit. Și ce, băi, frate, am început, mi-a spus ea mie, ce am început să-mi deschid inima și să vorbesc cu Dumnezeu așa, ca o nevrednică, de la suflet la suflet. Zic, băi, soră, de-abia acum te-ai rugat. Când ai spus îngerașul, și aia nu-i rugăciune. Pentru că spune în Calea către Hristos, pagina acolo, dacă vă amintiți, 90 sau la ce pagină e capitolul despre rugăciune, spune așa că rugăciunea este o deschidere a inimii
lui Dumnezeu ca unui prieten. E o conversație sinceră de la inimă la inimă. E o conversație umilă și sinceră, o deschidere totală. Zic, de-abia acum te-ai rugat că ți-ai deschis inima, măi, soră, măi. Și zice, m-am rugat așa sincer, am început ca niciodată în viața mea să vorbesc cu Dumnezeu așa cum sunt, așa cum sunt, Doamne, așa cum sunt, nu merit. Dar uite, așa cum sunt, te rog, deschide-mi ușa. Și ce, în timp ce mă rugam, și s-a deschis ușa. Zice, m-am oprit din rugăciune, zice, Doamne, trebuie să fug. Și am fugit, era un tip african-american, așa negru, zice, înalt, cât Rambo, ce era înalt, și ce un spate mare, niște mușchi pe el, cu o jachetă de piele și cu un cap de scal, de skeleton, de mort pe spate și cu păr lung strâns așa în ponytail, în codiță. Știți cine sunt așa? Motorcycle gang, gangsterii cu motociclete. Și zice, era un tip așa înalt și mergea cu gunoiul să-l ducă la lada de gunoi. Și modul ăla zic, te rog, mă lași pe mine înăuntru. Și ăsta zice, de ce n-ai sunat la sonerie? Păi ce, nu-i nimeni acasă? Păi și atunci nu te lasă înăuntru. Dacă nu-i nimeni acasă, ce cauți înăuntru? Te rog, lasă-mă. De ce? Să dau studiu biblic. Păi cum să-i dai, mă, dacă nu-i nimeni acasă? Cum să le dai un studiu biblic dacă nu-i nimeni acasă? Păi ce, nu-i nimic, că-l bag sub ușă și studiază ei singuri. Ce, nu te las. Hai, mă, te rog. Nu te las. Dar sunt supărat pe tine. Păi de ce ai supărat pe mine? Că nici nu mă cunoști. Pentru că și eu am cerut să vină cineva cu un studiu biblic și n-a venit nimeni la mine. Ce, s-a rezolvat. Îți dau ție studiu. Ce, nu mă interesează cu îl dau? Atâta timp cât dau un studiu. Și ce, hai înăuntru să studiem. Nu, ai zis pastorul că prima dată nu intru, doar ți-l dau și plec. A doua oară mă rog cu tine și a treia oară intru și urmărim împreună. Ce, nu intru. Ce, băi, eu în viața mea n-am avut Biblie în casa mea, n-am văzut o Biblie, n-am studiat o Biblie, nu știu cum să studiez, mi-ai oferit un studiu, vino și învață-mă să studiez. Zice, pastore, am intrat înăuntru. Și mi-ai zis, stai jos. Am stat jos, s-a ridicat în picioare și a plecat. A închis și a plecat, a rămas singur în apartamentul lui. Mă, ce să fac, ăsta a plecat de acasă. Deci am stat vreo 5 minute și când să plec, vine înapoi cu încă 11 namile de oameni mai mari ca el. Zice, m-am speriat, am început să rog, Doamne, protejează-mă să nu-mi facă ăștia ceva. Și ăsta, zice, era șeful gangului, era șeful bandei, era șeful bandei. Zice, Fox, sit down. Zice, prietenii mei, sta jos. Zice, data trecută, săptămâna trecută, când am fost la bar toți, și am făcut droguri după aceea și am mirosit drogurile și am băut și nu știu ce, m-am gândit eu, drogurile o să ne omoare. Și ce, prima dată în viața mea m-am rugat și am zis, Doamne, eu nu știu dacă Tu existi, dar dacă existi undeva și mă auzi, te rog, trimite un înger sau trimite pe cineva să ne ajute să ne schimbăm, să renunțăm la droguri, să vin și noi mântuiți. Zice, Dumnezeu a trimis un înger, sta jos și ascultați la ea. Și asta zice, pastor, am început să plâng și le-am spus, băi, nici eu nu sunt înger, că și eu sunt în droguri ca și voi. Și probabil că de-aia m-a trimis Domnul la voi, că vă înțeleg. Dar mi-a spus pastorul că, uite, așa trebuie să te rogi. Doamne, iartă-mă. Și când te rogi, Domnul te iartă, că de-aia a murit. N-a murit pentru sfinți, a murit pentru păcătoși. Și trebuie doar să crezi. Și doi, trebuie să rămâi conectat cu Hristos, să umbli cu El tot timpul, că dacă te separi, Satana te atacă și tu n-ai nicio putere fără El. Dar în El poți totul. Și trei, trebuie să lucrați cu alții ca să nu rămâneți bebeluși, să creșteți tot mai maturi, trebuie să lucrați cu alții, dați un studiu biblic. Ce, noi nu știm să dăm studii biblice. E ușor, prima dată bați la ușă, dar nu intri. A doua oară te rogi cu ei și a treia oară intri înăuntru și le dai DVD-ul. Păi dacă au întrebări, nu răspunzi, păi nu știu că nu sunt pastor. Dar uite, DVD-ul, lecția 2 sau lecția 3 o să-ți răspundă. Și atât. Și ce, stai acolo și urmărești cu ei. Și ce, pe măsură ce lucrați cu alții, creșteți voi. Păi ce, da, dar nu avem studii biblice. Las că pastorul are peste 200, văd el. Ce, pastore, îți am stat și am urmărit cu ei. Ce, toți 12, 11 ăia și cu unul care era gazda, ce oameni, namile mari, bandă de motocicliști, ce aveau lacrimi în ochi. Și unul din ei a zis, în viața mea n-am auzit un mesaj atât de bun. Dacă ce aud aici este real și putem fi iertați și putem fi mântuiți și putem avea viață veșnică și Iisus vine în curând și pământul se sfârșește și noi avem speranță. Dacă asta e real, asta e cea mai bună veste posibilă. Ce, în viața mea n-am auzit așa ceva. Te rog, vino săptămâna viitoare, sâmbătă, duminică, când poți, vino din nou cu lecția 2. Ce, pastore, pot să spun că e cea mai fericită ziua din viața mea. Ce, și eu nu spun acum ce nu ți-am spus. Dimineața am plecat disperată după o biserică în speranța că Domnul își va face milă de mine pentru că am vrut să mă omor. N-aveam nicio speranță în viață. Și ce, în clipa asta vreau să trăiesc.
în clipa asta sunt fericită. Și ce am o veste mai mare. Zic, ce veste poate să fie mai mare decât că, că l-ai găsit pe Dumnezeu? Zic, că am o veste mai mare. Zic, ok, zic, tu probabil că știi ceva ce eu nu știu. Deci mi-am făcut droguri la 9:30 azi dimineață și e 5:30 și de obicei când nu fac droguri, după 2 ore încep să tremur. Zice, nu tremur, nu simt nevoia, n-am nicio poftă, din contră, aș vrea să mai dau un studiu biblic. Și a spus, păi, sora mea, tu deja ești adventist. Ce-ți mai trebuie doar să te botezi, atât. Săptămâna viitoare a venit la biserică, părul tot așa era, așa, dar nu mai era colorat, era culoarea lui, era blond. Nu mai avea, eu nu i-am spus, băi, dă inelele jos. Am luat-o ușor. Nu mai avea inele, nu mai avea lanțuri, nu mai erau pantaloni căzuți și așa mai departe. Și zic, hai la amvon. Nu, nu știu să predic. Zic, Doamne ajută. Mă bucur că nu știu să predici. Lasă că predic eu predica. Dar zic cu mine, vreau să-ți fac un interviu. Zice, dar mi-e frică, mi-e rușine. Zic, stai liniștită. Am luat-o la amvon și zic, ea spune, ai dat vreodată în viața vreun studiu biblic? Zice, prima dată, săptămâna trecută. I-a fost greu? Nu. A fost bine? Da. Cum mi-ai spus tu mie? A fost cea mai fericită zi din viața mea. Zic, Domnul să te binecuvinteze. Zic, ai luat droguri de atunci? Nu. Ce faci? Ce mă rog, studiez și în fiecare zi mă duc și mai vizitez pe cineva și le dau DVD-uri să urmărească. Când vin de la servici, asta fac. Frații mei, noi n-am apucat. Predica are 44 de slides, de imagini. Și n-am apucat să facem decât slide-ul 1. Dar nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă, că timpul a trecut. Ideea este, continuăm mâine, ideea este că este speranță de mântuire, este speranță de schimbare, este speranță de iertare, este speranță de creștere, este speranță de viața veșnică. Noi teoretic știm treburile astea, așa este sau nu? Dar practic ne chinuim. De ce, mai fraților, când avem un Dumnezeu atât de puternic? Noi nu putem în puterea noastră, dar Pavel spune, pot totul. Cât de mult înseamnă totul? Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar cheia este cuvântul în. Pot totul în. Nu pot fără. Separat de mine nu puteți face nimic. Dar dacă rămâneți în mine și eu în voi, veți produce mult fruct, multe fructe, mult rod. Măi, fraților, de ce nu înțelegem noi cuvântul ăsta simplu de a rămâne în Hristos? De ce nu înțelegem noi că ființa umană n-are putere? De ce încercăm prin metode și puteri și eforturi umane să căpătăm biruința când Pavel, apostol, spune nu fac ce vreau, fac ce urăsc? Și apoi ce, dar pot totul când sunt în Hristos. De ce nu înțelegem că cheia biruinței și a creșterii și a mântuirii este Hristos în voi, nădejdea slavei? Hristos în voi. Ce spune aici? Cine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Măi, fraților, Dumnezeu așteaptă ca noi să-L invităm cu prezența Lui în inima noastră, în familia noastră, în biserica noastră, să-L invităm în fiecare zi. Nu e suficient să-L inviți pe Dumnezeu în inima ta când te botezi. Trebuie să-L inviți în fiecare zi. Sora îi spune că creșterea spirituală se face prin a-L imita pe Dumnezeu în fiecare zi în inima ta. Spui, Doamne, vină în inima mea azi, vină în casa mea, vină cu prezența, că nu pot nimic. Dacă sunt fără tine, sunt pierdut. Vină, Doamne, te rog. Dumnezeu așteaptă, dorește să fie invitat în fiecare zi. Noi teoretic știm, dar practic am ajuns prea ocupați. Satana ne-a distras atenția la 1000 de lucruri, încât nu mai avem timp decât de teorie, dar nu de prezența Lui. Iar oamenii de credință, Avraam, Moise și toți ăștia, prin asta au fost deosebiți, că au umblat cu Dumnezeu, nu s-au separat nicio clipă. Și Iisus vine curând. Iisus vine curând. Iisus vine mai curând decât ne imaginăm. Iisus e pe drum, ca să zicem așa. Iisus vine curând. Dacă nu luăm umblarea cu Dumnezeu în serios acum, când o să o luăm, fraților? Când vine criza finală, când suntem, fugim prin munți, când o să o luăm? După ce se închide harul? Măi, fraților, Dumnezeu ne cheamă acum la o relație serioasă, reală, continuă, de a umbla cu El tot timpul, de a fi umpluți cu prezența Lui tot timpul. Domnul să vă binecuvinteze, să ne ajute pe toți la experiența asta. Haideți să ne rugăm, timpul a trecut. Doamne din cer, ne plecăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru promisiunea Ta extraordinară, mai mare decât noi putem să înțelegem cu mintea omenească. Hristos vrea să locuiască în inima mea. Hristos, Dumnezeul cerului,
Mântuitorul, Împăratul Împăraților, Cel Neprihănit, Cel Infinit, Creatorul, să locuiască în inima unui om slab și păcătos. Și totuși, noi vorbim de El, dar uităm să-L invităm în fiecare zi. Ajută-ne, Doamne, să căutăm prezența Ta mai mult decât orice, să căutăm prezența Ta mai mult decât servici, mai mult decât sănătate, mai mult decât viață, mai mult decât orice. Să Te dorim pe Tine cum dorește un cer izvoarele de apă. Ajută-ne să Te căutăm pe Tine și să nu ne mai separăm de Tine, să umblăm cu Tine tot timpul, ca prin Tine să creștem, să fim biruitori, să fim mântuiți, să fim gata pentru a doua venire. În numele Lui Iisus Te rugăm și Îți mulțumim. Amin.